consilier, stimați invitați, să începem ședința. Comunicare cu prevederile articolului 31 din alineatul 1 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată. Ați fost convocați în ședință ordinară prin dispoziția numărul 177/21-7/2017 emise de primarul Comunei Prăjor pentru data de 17 august 2017, ora 9, care va avea următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunei Prăjor. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind înscrierea și intabularea în domeniul privat al Comunei Prăjor la suprafeței de 593,54 hectare izgaz comunal. 3. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată județului Bacău de încadrare a drumului județean DJ156B în categoria funcțională a drumurilor de interes local, precum și solicitarea de trecere în domeniul public al județului Bacău în domeniul public al Comunei Prăjor. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Prăjor cu satele componente. Prăjor, Pusteana, Tărâța, Câmpieni, Băgnășeni, Băsăș, Bărneș, Hăineala și Hemeni. Supun la vot proiectele de hotărâre pentru a fi discutate în ședință. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Mulțumim. Mă iau de la punctul 1, acum, ca să vedeți dezbatere. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunei Prăjor. Prezintă doamna Nisturana și SVSU. Pentru că serviciul voluntar pentru situații de urgență este o structură importantă și deoarece s-a inițiat proiectul de hotărâre privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență, s-a propus un proiect de hotărâre. Serviciul voluntar pentru situații de urgență este o structură specializată, fiind sub ordinea Consiliului Local și fiind destinat să intervină pentru efectuarea acțiunilor de ajutor și salvarea oamenilor, a bunurilor materiale, în situații de urgență pe lângă localității, în completarea celorlalte structuri abilitate pentru asemenea situații. Oportunitatea reorganizării serviciului voluntar pentru situații de urgență constă în faptul că s-a emis ordinul Ministrului Afacerilor Interne numărul 96 pe 2016. Pentru aprobarea criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și s-a aprobat Ordinul numărul 718 din 2005 privind criteriile de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență. Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus respectă cadrul legal. Și vă dau citire proiectului de hotărâre privind aprobarea reorganizării serviciului voluntar pentru situații de urgență. Aducând în vedere Ordonanța Guvernului României numărul 88 pe 2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență aprobată prin Legea numărul 481 pe 2004 privind protecția civilă, modificată și completată cu Legea numărul 212 din 2006 și Legea numărul 241 din 2007. Legea numărul 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată prin Legea numărul 170 pe 2015, privind aprobarea Ordonanței numărul 19 pe 2014 pentru modificarea actelor normative în domeniul situațiilor de urgență și apărarea împotriva incendiilor. De asemenea, Ordinul Ministrului Afacerilor Interne numărul 96 din 14.06.2016 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne numărul 160 pe 2007 pentru aprobarea regulamentului de planificare, organizare, desfășurare și finalizarea activității de prevenire a situațiilor de urgență prestată de serviciile voluntare și private pentru situații de urgență. După aceea, hotărârea Guvernului României numărul 1579 din 2005 pentru aprobarea statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare. Hotărârea Guvernului României numărul 1474 din 2006 pentru aprobarea regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare
activității de prevenire a situațiilor de urgență. Hotărârea Guvernului României numărul 160 pe 2007 pentru aprobare regulamentului privind portul, descrierea, condiții de acordare și folosirea mijloacelor, echipamentul de protecție și însemnele distinctive ale personalului din serviciile voluntare și private din protecția civilă, expunerea de motive a primarului comunei privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență, pentru intervenție în situații de urgență și referatul 3454 întocmit de șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență privind necesitatea și aprobarea reorganizării serviciului voluntar pentru situații de urgență. De asemenea, în temeiul articolului 45 aliniatul 1 din legea 215/2001 a administrației publice locale modificată și completată, hotărăște. Se abrogă hotărârea Consiliului Local numărul 17 din 28.04.2016 privind înființarea serviciului voluntar pentru situații de urgență. De asemenea, se aprobă reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență fără personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Comunei Fărjol, a cărei activitate va fi coordonată de primarul comunei, serviciul de categoria C1, în forma prezentată în anexa 1 și 2, face parte integrantă din prezenta hotărâre. Cheltuielile de organizare și funcționare, pregătire și dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență, se suportă din bugetul local, conform articolului 38 din legea 215/2001, administrației publice locale și articolul 69 din legea 481/2004, privind protecția civilă modificată și completată cu legea 212/2006. Și acum vă dau citire. Organigrama care este constituită din șef serviciu voluntar pentru situații de urgență, o persoană încadrată în persoană. Compartimentul de prevenire, care are șef compartiment pentru prevenire o persoană și specialiști pentru prevenire 11. Și formația de intervenții, formată din 21 de membri, cu un șef de formație de intervenții o persoană și pe echipe, 4 echipe. Echipa specializată pentru stingerea incendiilor, 5 persoane, 5 membri. Echipa specializată în domeniul avertizării, alarmare, 5 persoane. Echipa specializată în domeniul salvare, evacuare, 5 de asemenea, și echipa specializată în domeniul căutare de blocare, 5 persoane. Și vă voi da citire și numele și prenumele persoanelor. Tabelul cu încadrare nominală a serviciului voluntar pentru situații de urgență. Nistorana, șef serviciu. Mihalace Costel, șef compartiment pentru prevenire. Este încadrat la primărie salariatul nostru. Mocanu Constantin, pentru prevenire, tot la primărie. Aunigioaie Sorin Nicolae, pentru prevenire, salariat al primăriei. Diac Irinel, consilier local. Ivu Costică Iulian, administrator SC. Comârlă Costel, consilier. Pruteanu Lora, profesor. Pușcașul Neculai, administrator SC. Coroceanu Alexandru, asistent personal. Coșa Ciprian Sorin, beneficiar. Coșa Ciprian Sorin, consilier. Botezatul Constantin este o persoană beneficiară a legii 416. Leonte Cristiani din Bărnești, beneficiar tot a legii 416. Ispas Fabian din Băhnășeni, este fermier. Stoican Neculai este tot un beneficiar a legii 416 din Hemeier, e o persoană activă. Și Cășu Adrian Iulian, băiat tânăr, beneficiar al legii 416. După aceea, în formația de intervenții, ca șef serviciu, ca șef de formație de intervenții, este domnul Pășescu Irinel, care răspunde și la școală de problemele pe linie de servicii voluntari. După aceea, echipa specializată pentru intervenții, pentru stingerea incendiilor, formată din Popovici Nelu, este beneficiar al legii 416, este din Hemeien, este o persoană activă. Roșu Matei este un administrator din Bustiana, care chiar face parte și răspunde la activitățile de intervenții. Ardeleanu Ion, consilier. Barna Vasile este mecanic. La Câmpeni este activ și chiar a ajutat. Dintr-o încălzitare la dumneavoastră. Da, Condreț Dorel, atâta constructor. Să nu uitați să-l puniți pe electrician cu prima dată la un incendiu. Da. Este și voluntar.
Este și Vorânceanu. Vorânceanu Marin. Este, da, este. Acum l-am cooptat, pentru că este nou și... În echipa, echipa specializată pentru intervenție la stingerea incendiilor. Am citit-o. L-am completat cu Condreț Sorin. Așa, după aceea echipa specializată în domeniul de avertizare și alarmare. Este Câșu Magda, este o persoană din Pustiana, beneficiară a legii 416, care este activă. A fost și la concursul de la Târgu Ocna, împreună cu Câșu Iulian, băiat. Stan Elena este clopotărița din Pustiana, care face și ea, deci poate să anunțe la un incendiu cu ajutorul clopotelor. Călin Iol din Băhnășel, tot clopotar, și Sandu Gheorghe din satul Câmpen, tot clopotar. O altă echipă specializată în domeniul căutare de blocare. Avem ca persoane Beța Geneculai, salariatul nostru, Tisescu Maria, salariată, Condreț Elena, Mareș Maria și Spătarul Margareta. O altă echipă specializată în domeniul salvare evacuare este, sunt următoarele persoane, domnul dr. Horațiu Oegar Florin, de la Pustiana, doamna Lea Bulenuța, doamna Lupașcu Maria, asistenta, și doamna Coartă Gabriela. Cam atât. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Mulțumim. Se supune la vot proiectul de hotărâre pe când aprobarea... Hai ca să-l discutăm, ulea, că nu trebuie discutat, să-l supunem la vot. Vedeți, l-am votat odată pentru... spuneați acolo în discursul dumneavoastră că prevede niște echipamente, niște ținute, niște... Avem echipamente, da. Și unde le aveți așa? Le avem aici, alimentar, costume. Și când o luau o casă la cineva, nu să mă îmbrac și... 5 costume, 5 perechi de 5. Nu găsim cheie, pierd, mai așa o luau o casă. Și avem stingătoare. Stingătoare și cu spumă și cu praf. Aleasă la îndemână. Care 10 și cu spumă 6. Bun. Dar echipamente, spuneați că trebuie o casă, un târnăcop, o chestie. Târnăcoape avem. Lopeți avem, măturoaie avem, găleți avem, lopeți avem. Să nu fie nevoie, Doamne. Să nu fie nevoie, Doamne. Să ne ferească, Dumnezeu. Da. Oricum, eu zic că în activitatea mea de prevenire, aia asta vine în completare. Eu m-am străduit, am mers pe sate, am pus afișe, am vorbit cu oamenii, deci chiar le-am spus, cu bătrânii, cu persoanele cu dizabilități. Am fost acasă de ei, să aibă grijă cum... folosesc buteliile, dacă au buteliile. Coșurile de fum, le-am spus. Coșurile de fum, le-am spus, mai la toată comuna să scoată coșurile așa și să fie asigurate. După aceea, amplasarea stogurilor de fum. Am avut două cazuri, la Pustiana și la Păjor. Ne-am dus, am făcut adresă, le-am avertizat. Pe marginea drumului, arunci o țigară din mașină. Ca să aibă grijă. Să că dacă nu vin domnii de la ISU și dau amenzi, amenzile sunt mari. Avertisment, îi faceți dumneavoastră? Noi eu avertisment atâta, deci altceva nu pot spune. Da. Și eu zic că s-au mai redus și din incendii, deci chiar... După aceea, în ceea ce privește comportamentul populației în timp de caniculă, le-am spus, să se ferească de căldură, să poartă ochelari, să poartă pălării, deci să consume lichide, așa. La Crăciun. La Crăciun. Fără alcool. Să ne ferească tot. Mai avem ceva de completat? Mulțumesc. S-a omis coaptarea serviciului sanitar veterinar al florilor. Nu se poate așa ceva. Într-o treabă de asta. O adăugăm. Trebuie adăugat obligatoriu, nu se poate. N-am avut modelul de la ISU, deci asta e organigramă. Organigramă este aici, uite, m-am uitat, uite, echipa specializată în salvare evacuare. Aici trebuie să intre serviciul sanitar veterinar obligatoriu. Avem atât animal, avem furaje care sunt depozitate, avem niște... Bine, asta e voluntariat. Sigur, voluntariat. Da, la voluntariat. Toți directorii de școli trebuie să... Da, am contracte de voluntariat încheiate cu persoanele tinere, cu directorii de școli. Plus trebuie vorbit cu șeful
Postului poliției care face parte voluntariat din, din echipele astea. Cu directorii de școli, obligat, cu... Bine, o să facă, doamnă. Eu fac de 40 de ani prostia asta în fiecare an. Așa, dar eu nu știu de ce s-au omis. Avem și comitetul local pentru situații de urgență. Acolo avem, deci, domnul doctor Ceasare, medic, domnul doctor. Eu am terminat. Da. Doamna... Doi medici, acum. Am și o completare. Și sub formă de obligat. Și serios merge. Da, știți că fanfarele alea militare care cântă din parcuri, așa, voluntar cântă. Dau și ei niște beneficii. Noi voluntari care suntem trecuți acolo, sau nu numai eu, mă refer la toată lumea. Avem și noi un beneficiu. Dacă ești voluntar și cântă. Nu, domnule, dați un pic, vă spun eu care-i treaba. Și voluntarii, am făcut țară numai de un an și 7 luni. Ai servit-o destul. Am servit. Și, dar am văzut în spitale la, în Italia, care fac voluntariat la bătrân, la astea. A, se reduce din taxe. Au reduceri din taxe, impozite și lumea altă. Da, pot da responsul. Deci la o intervenție, dacă am mers 2 ore, ați participat 2 ore, noi pentru alea 2 ore facem un calcul și vă putem, valoarea la alea 2 ore, vă putem scade tot așa cu referatul cu astea, din impozitul dumneavoastră, care îl aveți de plătit la primărie. Să puneți la piesă. Și 1%. Și 1%. Alte comentarii? Supunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Mulțumim. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind înscrierea și intabularea în domeniul privat al comunei Pârjol asupra afecției de 593,54 hectare, izlas comunal. Prezintă doamna Bocancea Viorica, referentul urbanism. Și urbanism din cadrul primăriei privind înscrierea și intabularea suprafeței de 593,94 hectare islas comunal în domeniul privat al comunei Pârjol. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă înscrierea în domeniul privat al comunei Pârjol a suprafeței totale de 593,54 hectare teren islas comunal situată în extrablanul Comunei Pârjol, aprobată și validată conform hotărârii Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, numărul 128/91, reconfirmată prin hotărârea Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, numărul 6632/2002, în vederea intabulării. Articolul 2. Primarul Comunei Pârjol și compartimentul agricol și urbanism, cadastru din cadrul primăriei Pârjol, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Prezenta hotărâre se comunică instituției prefectului județului Bacău. Din câte știu eu, suprafața de 593 de hectare din islasul comunal are o hotărâre, cum este expus aici de către Comisia Județeană, dar nu este hotărârea Consiliului Local. Suprafața este luată din datele OCPI-ului. Acum avem nevoie noi de, pentru a face proiectul de apă, avem nevoie de o suprafață din domeniul public sau privat al comunei pentru forajele pentru pozurile care de alimentare. Și trebuie să facem cadastru și nu putem să facem intabulare dacă nu este hotărârea făcută. Asta este și oportunitatea. Raportul de specialitate este ceva. Da, poftim.
Și vreau să vă zic, în legătură cu izlazurile astea, comisiile alea care au fost făcute de fermele alea fantomă, de s-au luat niște bani pe izlazurile astea, cum s-au făcut dacă nu s-au nu fost trecute la comună? Au fost niște persoane care aveau o fermă aia fantomă. Cu fermă, am înțeles. Nu, asociația aia de crescători de animale, ca să zic mai mult. Nu vizie, ci legea așa au spus că se poate face concesionarea de către crescători de animale în vederea luării subvențiilor. Să nu mai vină subvenții de la primărie, să intre direct la crescătorii de animale. Nu mi-amintesc legea care era, încă eram atunci obligați. Și atunci era, n-ați avut cadastru din terenul ăla, cum l-a luat? Am avut hotărârea OCPI-ului, am avut hotărârea prefecturii, am avut adresa prefecturii și am făcut o hotărâre de Consiliul Local la momentul respectiv în vederea concesionării suprafeței de 350 de hectare care era eligibilă. 530. Nu erau eligibili pentru că erau tufăriți și suprafețele astea au fost identificate de către OCPI, deci nu, de Direcția Agricolă. Da, mai e suprafața totală 593. Asta este. Păi este împădurit, acum e altceva. Asta e situația lor. Asta este situația lor și este de sus. Să dar nu mai văd doar de mutate cât, unde s-a dus, unde s-a dus. Asta e situația lor prin... Situația lor care... Eu am făcut acum 5-6 ani o măsurătoare cu domnul inginer Damian. Nu, la momentul ăla n-avea cine să meargă în teren. O fost mai mult singur, a fost și domnul inginer Botezatu, eu nu cunosc izlazurile, sincer să fiu, eu nu cunosc izlazurile decât Câmpeniu și Pusteana și nu am putut duce la Băgnășeni, nimeni nu știa exact capturile. Am făcut o măsurătoare, dacă cade aproape pe ce este. Bine, dar o să facă intabulare, scuzați-mă, o să vină tot pe sistemul. Atunci, bineînțeles. Nu o să măsoare exact, atunci o să iasă cu virgulă cât iese. Era vorba de 22 de hectare, Viorica, dacă îți mai aduce și care nu mă diferență, da. Dar domnul și inginerul... Cum o să facem cu ăștia și-au făcut clădiri, construcții de izlaz român? Sunt și cazuri din astea. Dar cum o să facem de ei? Păi, cum o să-i încadrăm? Încadrăm la... Depinde, ascultă. Depinde unde măsoară top sistemul. Dacă top sistemul... Măsoară top sistemul, să le spunem că îl găsești. Păi da. Atât. Dar noi cu ăștia care au intrat, îi punem să plătească taxe, îi punem să facă ceva. Cum o să fie? Depinde din Consiliul Local de Hotărâre. Dar nici nu-i trecut la impozite și taxe terenul ăla care îl stăpânesc. Deci ei au închis gardă, au făcut construcții pe terenul Vizlas. Am înțeles. Bun. Dar nici nu-ți plătească în taxe și impozite. Deci problema e măcar să-i prinde. Măi, ia tău, îl stăpânești, dar dă ceva pe el. Identifică, trece la tine. Păi dar aici așa, nici așa. Până să nu se faci intabularea, nu putem face nimic. Când să faci intabularea, în general, atunci să se spune exact și punctul. Pentru că s-a lăsat un haos, s-a creat un haos și... Top sistemul face o intabulare și îl găsești din bucata asta. Și după aia zic, om, dă-mi bucata aia, zici, tai o leacă. Dar din top sistemul măsura până aici. Da, este nimic. Dar tu crezi că nu faci la informație, în general, la piața aici, nu mai trebuie. Dar cine merge cu ei și arată exact cum e izlazul? Nu, nu. Cine merge cu ei? Eu spun un pasaj, de exemplu. Este scătă făcută. Efectiv, și găsesc acum, acolo. La Băsești, de exemplu, este o stâlpă făcută pe izlaz. Îmbrădit acolo. Sunt făcute garduri acolo la stâlpă. Garduri s-au construit. Ce cu zilul stea la acolo, la Băsești. Nu m-a pus tiara. Orice s-a. Atunci la Băsești. Și Băsești. La Băsești. Dar problema e măcar să fie pus la clas și bun. Deci eu înțeleg, se vorbește de 1000 de metri, 5000 de metri. Bun, dar nu plătești 1000. Pentru că eu plătesc 5000, că da, nu? Plătești și tu, măcar 5000. Să știți că s-au mers în teren, Doinița a mers acum 4-5 ani cu doamna Beta la Pusteana, din casă în casă și eu vă spun sigur că s-a făcut Pusteana. S-a făcut măsurători? Nu măsurători, dar s-a făcut trecerea în registrul agricol și se plătește. Omul știe cam câți are și
ele au mers din casă în casă și evidența este ca bună, zic eu. Măcar atât de loc. E bun, e frumos să așa. Nu dăm, nu spun să dăm, nu spun să dăm, nu spun să dăm, dar ce alte probleme. Dar măcar să fie și ei, nu în curumea. Până la intabulare nu putem face. Poate ce am să sancționăm înainte, să fi tras o linie, aici e slavă cu bine. Pentru ce ai construit, deja cum a apărut construcția, trebuia sancționat atunci, în momentul ăla. Vorbim de acum 15 ani, 20 de ani. Nu facem noi, trebuia făcut de-aia. Faci intabularea așa. Trebuia făcut de-aia cu 15 ani, 20 de ani. Dar ei au construit atunci 250 de metri. S-au dus la 500. Este imposibil să locuiești, deci eu sunt persoană care am făcut 250 metri pătrați. Într-o hotărâre de Consiliu să puteam vorbea să ne conduce ce sau un copil. Deci nu este viață. Nu este viață. Să stai la țară și cu WC-ul în curte și să stai în 250 metri. Nu zice nimeni să nu-i împrăgătărești, dar să-i împrăgătărești legal. Da. Nu fiecare care își cumpără lucruri cât poate să fie. Să știți că au o parte din ei și ordinul prefectului. Au ordinul prefectului. Au ordinul prefectului. Păi aia trebuie să-și mutecă. Au ordinul prefectului. Pentru 500 de metri, pentru 500 de metri. Și o mie, nu zic nu. Dar totul să fie. Da, pentru că se îndrește o privată, eu trebuie să am atât de hectare. Unde? Nu le-am. Ce, dărăm graș de om? Nu dărăm, că n-ai cum. Să punem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Hotărâre privind solicitarea adresată județului Bacău de încadrare a unui sector din drumul județean DG156B în categoria funcțională a drumurilor de interes local, precum și solicitarea de trecere din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al comunei Păjol. Având în vedere dispozițiile articolului 577 din legea 287 din 2009, având în vedere ordonanța Guvernului 43 din 1997 privind regimul drumurilor republicată cu modificările și completările ulterioare, având în vedere legea 213 din 98, hotărârea Guvernului numărul 540 din 2000 privind aprobarea încadrării în categoriile funcționale ale drumurilor publice, având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Cojoș și raportul compartimentului urbanism. Articolul 1. Se solicită județului Bacău încadrarea sectorului din drumul județean DG156B de la kilometru 16 plus 400 la kilometru 17 plus 025 din localitatea Băsești, cu lungime de 625 de metri liniar, în categoria funcțională a drumurilor de interes local, cu indicativul DC187A, în vederea realizării unor lucrări prin PNDL, urmând ca după efectuarea recepției finale să fie reîncadrat în categoria funcțională a drumurilor de interes județean. Articolul 2. Se solicită județului Bacău trecerea bunului imobil prevăzut la articolul 1 din prezenta hotărâre, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău, din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al comunei Cojor, în vederea realizării unor lucrări prin PNDL, urmând ca după efectuarea recepției finale să fie reîncadrat în categoria funcțională de interes județean. Articolul 3. Bunul imobil prevăzut la articolul 1 se încadrează în categoria funcțională a drumurilor de interes local și se trece din domeniul public al comunei Cojor, în vederea realizării unor lucrări prin PNDL, urmând ca după efectuarea recepției finale să fie reîncadrat în categoria funcțională a drumurilor de interes județean și să treacă în domeniul public al județului Bacău. Raportul meu. Drumul județean
156 de, are o lungime de 17,025 km, din care pe teritoriul comunei Pârjol 4,5 km aproximativ. Segmentul care parcurge teritoriul comunei noastre are următorul traseu. 1. Zone de extravilan cu lungime de 2 km, zone de intravilan lungime 2,5 km aproximativ. Prezenta solicitare are la bază faptul că UAT Comuna Pârjol a înaintat cerere de finanțare în vederea executării lucrărilor de construire pod peste râul Taslău, distrus la inundațiile din iunie 2016 și modernizare drumuri, ale căror amplasamente sunt situate pe DG 156B. Regimul juridic nu permite instrumentarea acestor proiecte de investiții. Urmarea celor prezentate și a necesităților și oportunităților de realizare, mai ales a investiției pod peste râul Taslău, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind solicitarea adresată județului Bacău de schimbare încadrării drumului județean 156B. Așa. Deci, de la kilometru 16.400 până la kilometru 17.025. Deci, kilometru 17.025 este la Crucea la Bosir, kilometru 16.400 este în sat la intrare, mai sus de pod. Mai sus de pod, deci, bucata ce de se întâmplă? Drumul ăsta, dacă ne uităm pe hărți, pe Google, tot așa este. Pe o hartă este DG 187, pe o hartă este DG 156B. Cu anul 1, primarul care a fost în ultimul mandat, a făcut o carte funciară acolo, ca și cum ar fi drumul 187 al comunal. Dar când am fost la Consiliul Județean, s-au uitat pe hărțile lor, era drumul setat la pod pe aici. Noi știam că este pe sus, pe la Săcrieș, drumul. Dar și la tot județean, am înțeles. Deci da. Tot Băsești nu este județean, să știți. Sunt mai multe hărți care din nici au la dispoziție. Și acum Consiliul Județean nu mi-a dat, nu vreau să ne dea certificatul de urbanism, a zis că drumul este județean. Am solicitat la Consiliul Județean ca să trecem o bucată din el măcar și mi s-a trimis o adresă prin care avem 625 de metri liniar pentru această lucrare, pentru pod. Ca să putem să putem să facem pod. Dacă el o să fie așa înscris în proiect, ca drum județean, atunci proiectul trebuie și făcut de către Consiliul Județean. Și ce înseamnă? Ajungem la finanțare, să-ți bagă finanțare și nu puteam face... Da. Dar de asta nu o să iei pentru ăsta ca să... Și atunci ce puteți spune? Și după ce se face podul, trecem din nou la Consiliul Județean? Da, așa scrie aici, da. Și dacă vreau să-l asfaltăm după aia, trebuie să-l asfaltez în Consiliul Județean, nu? Dar măcar s-o primi finanțare, că aștept să fie după aia. Măcar să beneficiem de finanțare, pe care s-o primi. Domnul primar și doamnă, bine că dumneavoastră vă excludem din jocul ăsta. Dumneavoastră când faceți la Consiliul Județean acolo, de ce nu spuneți că trebuie urecheată la care nu a făcut până acum? Să știți că era cu foarte multe cazuri asemănătoare la ușă, unde a fost eu, cum era mai. Dar oamenii au luat salarii, au luat șoric de aici așa și-au papat băieții și-au plecat. Nu trebuie penalizat. Eu știu că dacă fac o greșeală în orice domeniu, sunt penalizat și sunt pedepsit, nu? Pentru că ajunge situația acum, obții... Vedeam că acum am ajuns... Păi să cheltuim bani, acum am cheltuit bani cu proiectul, cu mama... Interesul nostru este să fie a nostru, să fie drumul nostru. Și oamenii aia mortul trece prin apă, prin Tatlo trece mortul prin apă. Dragul meu, auzit. Mortul din apă. Noi ne dăm interesul nostru.
Dar sunt copii care fac naveta la liceu, la, de la Hăineala, la Hăineala izolată. Nu, la Vârșești. Nu, formul la Valea, la Iona, ieșire Nicola și a fost drum strategic militar. Strategic militar. E 68 sau pe la Vârșești. Este harta. De la limita aveam 17 km. La mine la magazin, dacă veniți la Vârșești, este harta, deci din 44, trupele antifasciste și trupele... Eu am trecut și cu mașină. Și este de atunci, este drumul. Și pe unde e drumul? Pe sos, pe la Sășești? Da, Vârșești. La Moară, Moară, da. În sat. Da, am văzut și eu hărți așa. Moară, de la Moară, la Rudar și la Nacladu, vinea prin sat Roată și urca sus. Dar la Consiliul Județean, cum mi-a făcut verificare, era 156 lei acolo. Ce, 156? Da, județean. Dar cum așa se poate rezolva? Da, cu hotărâri. Cu hotărâri și trebuie să rezolvăm. Dar trebuie făcut alt proiect. De acord. Nu. Trebuie asta putem. Finanțarea e proiectul rămâne numai... Octombrie trebuie să depunem documentele astea noi. Trebuie să depunem SF-ul, depunem expertizele. Au și ei niște termeni. Deci cum am terminat cu actele astea, merg, însemnez finanțarea, dăm drumul la licitație. De asta zic că după aia se pierde din ianuarie încolo, se pierde proiectul, iar trebuie să faci altul. Sperăm că nu. Până în ianuarie trebuie să avem mulțumesc pătrânsul. Sperăm că nu. 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 Alte discuții? La proiectul numărul 3. Votăm. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivit? 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Părjul cu satele componente. Părjul, Pusteana, Tărâța, Cânteni, Băgănășeni, Băsăși, Bărnești, Hăineala și Himeni. Prezintă doamna Bucanciu Viorica. Ce reprezintă asta fără să o deci... Aparțin și vor fi stres. Strada lui Stres. Strada 2. Se pune nume. Se aprobă nomenclatorul stradal al comunei Pârjol cu santele componente. Pârjol, Cristiana, Tărâța, Câmpeni, Băhnășeni, Băsești, Bărnești, Hăineala și Himeni. Conform anexei care face parte din această hotărâre. Prezenta hotărârea se cum așa. Deci, în baza OG 63 din 2 2002, privind atribuirea sau schimbare de denumiri aprobată prin legea numărul 47/2003, cu modificările și completările ulterioare, în baza articolului 36 din 215 din 2011, republicate cu modificările și completările ulterioare. Se vor scrie numerele la fiecare locuință electronic și se vor trimite acolo sus în sistem ca salvarea. Să știe unde să vină, să nu mai da, să nu se mai dea eroare. Să mai construiești o casă. Tot un sistem. Numărul 35B. Așa. Da. Noi avem la ora actuală avem străzile cu toate sunt principale, denumirea de stradă principală. Trebuie spus denumiri la străzi, așa zic eu, ca să nu rămânem la principală. Și pentru identificarea corectă a fiecărei locuințe. Eu am o întrebare. Eu am lucrat la calculator cu 15 ani, peste tot Pârjolul se scrie Pârjol, Câmpeni se spune Câmpeni. Altfel nu apare satul respectiv nicăieri. Aici ai scris Pârjol, Câmpeni. Cum este corect? Așa este corect. Pârjol. În calculatoarele noastre, de exemplu, cu numele de operațiu, nu apare Pârjol, nicăieri, mai Pârjol. În evidența poliției este Pârjol. Pârjol. În evidența poliției. Sigur. Dar noi avem și în evidența sanitară veterinară tot Pârjol. Avem hârtie aici oficială cu denumirea localității cu Udini. Așa este. Cu Udini. Ia uitat pe buletin. Da, Udini. Interesant. Acum s-a schimbat denumirea la Himeni, la cartierul Himeni. Noroc că intra și Pârjol.
grupilor în nomenclatorul normal, da? Asta a fost o luptă de 27 de ani ca să intre rupie. Acolo e la intrarea în comună, nu? Da. Poarta comună. Deci așa din Pârjou. Și carburatoare trebuie schimbat ceva, nu merge. Da, așa scrie, acum Pârjou. Tot am discutat pe drumul județe. Ca să nu terminăm ședința asta până nu spun și eu de drumul linia a doua. Da. A te intrăm de așa la diverse, da? Nu, discuția de drumuri, că așa vezi, de nomenclatura sau cum dreapta. Așa, la drumuri. Hai să ne nomenclatăm o leacă și să ne asfaltăm sau să ne turnăm dreapul niște găuri, să ne înfundăm cumva, să ne... Nu numai cu apă, că se înfundă cu apă, e un blou. Nu poți să circu, te-am văzut prima tare că ai trecut pe aici. Și să știu mai circulat? Ca pe drum. A, ca pe drumurile noastre. Comunale. Am înțeles. De fapt, poate să joc. Ca pe drum. Hai să-l facem o leacă. Și mai ales de acolo, de la intersecție, de la, de la Ionică Mocanu, acolo, până la... E de aia. Da, o să pun niște balast pe acolo, vedem. Mă mai vine ceva. Balast, când dins cu ceva și bătut cu ceva și tras, după, pe pune. Dacă îmi permiți aici, este un teren de ești mai minor în antic, îți vezi în bandă dacă ai fost jucat. Știu, acolo trebuie neapărat un alt. Acolo ce mai ai fost? Mutăm sau? Mai bine mutăm sau? Ori nu-și dragă de râd, pune bună și jos. Știu, dar fost și la urmă. Mai bine, vă dăm loc de casă cu șezul. Da, așa e de situație. Supunem la vot? Da. Cine este pentru? Cine se abține? La diverse, aș avea și eu un punct de vedere, da. S-au adunat foarte multe peturi. De din afară din țarcurile alea acolo. Ăștia cu salurizarea ceva. Eu, când eram pe vremea mea, aveam un contract cu, separat cu peturile. Veneau și-l luau. Că știți că după aia vine pedeapsa, că nu-i selectiv gunoiul și... Păi am înțeles tot ei. Era... Vor veni ca să vinici pietrurile. Iorica mai are și acum, cu contractul, cu Rorec. Veneau ei, colectau, ei ne trimiteau, adunau. Dar vorbesc serios, sunt multe, multe pietruri. Erau pline, acum nu mai sunt nici contractul nici ele. Da. Atunci erau pline, tot timpul. Acum nu mai găsești un bidon, spune un parat de vină. Sunt la băsătate, sunt la băsătate. Nu, trebuie făcut ceva și cu ață. Da, bă, dar... Am înțeles, e angajat, n-am nimic cu persoana respectivă, e vecinul meu, suntem prieteni. Mă interesează punctul, de ce nu-i mașină? De care mașină? Rabu, că el pentru Rabu a fost angajat, nu? E șofer, universal, șofer profesionist. Și Jean? Jean e pe bun. Care e bunul? Ăla care merge pe spatele? Este angajat. Faci șoferii, asta e? Și șoferii cât au concediu ăștia de pe mașină de școli? Acum trebuie să ne o înțelegi. Speranțe de basculă? Păi mai o leacă și termină. Da, să lucrăm și să lucrăm să vacanță o stată cu concediu. Îmi dragul bine, cât au vacanță, pot și iar în concediu cu oameni vacanță. Primăvara, iar tot, n-am nicio treabă cu ei. Nu, ei au depus aici cele pentru concediu, mai un pic și... Fără plată sau concediu? După concediu de odihnă. Cât au concediu? Au 25 de zile, de vacanță. Lucrătoare, bineînțeles. Din de care trebuie să vină o treabă. Măcar pe parlamentar. Da. Au mai fost și ei prieteni, de ce să nu... Să nu recunosc. Au fost în Bacău. Ce a terminat din posâtul? Am mai la Bacău și prieteni. Hai bun. Domnul primar, am înțeles că a fost vineri să făcut cereri pentru lemne. Da. Să mai fac. Păi să fac, eu am vorbit la o folosire. Pe asta ca să știam să fie la urmă. Totuși ne-a dat o situație, ne-a trimis o situație nouă în joi, să dăm până pe 15. Deci era
o zi la mijloc, dintre care nu poți să anunți cu într-o zi. Am înțeles că a fost până vineri la 4, ultima zi, deci început dimineața și s-a terminat. Pentru că oamenii, când s-a făcut ședința, oamenii știau că trebuie să facă cerere. Am înțeles. Că noi am avut 10 cereri de la Bustian. Deci Bustian nu a avut ședință, nu a fost ședință doar la ședință. Păi da, dar au fost... Dăm un exemplu, ședința și... Cearta cea mai mare a fost la Bustian, așa am avut 10 cereri. Da, e când a fost ședința atunci, când s-au oprit tăierile și așa mai departe, că vrem lemne, că vrem lemne și solicitarea a fost numai 10. Deci se mai poate pune cereri, nu? Se poate, se poate. Da, mai da, v-ați uitat acolo la prețuri? Nu, n-am văzut. Prețurile e exact ca la căruță, cum ți le vin de la poartă. Spuneau, da, la cioată. Prețul ieftin la cioată. Deci când îți dă copacul, o țărbunează... Ăsta, poftim, avem un metru patruzeci. Cu prețul ăsta. Dar de acolo, ca să-l vezi acasă, că arată așa, te plătești pe cineva cu cai, cu drujbu, cu spunei, cu strâmburei și te ajunge la căruță. Cât dă căruța nea, caisă, care vine la schid sau să nu zic mai mult. Da. Nu-i mare vrăjeală. Dar noi am avut o discuție cu domnul fost inginerul de la Bacău, șeful Silviu. Eu am văzut, deci fac o paranteză, am văzut pe site, pe Facebook, pe așa, la Luca Vasile. La primarul la Balcan. Și l-au pus prețul acolo. Dați și măriți să vedeți prețul. Fac. Palpin, cireș, din talpă, adică... Da. Sunt pe un am fost acolo și plus combini. Exact prețurile din prima. Dacă ai căruță caldă, căruță caldă, te duci acolo, tai tu, dar câți au căruță? Diametru numai 24. Fus. Singur lucru bun. Asta este... Fus proiectul ajutorului cu taxa de drum. Deci, prin toată zara asta care s-a făcut, nu e lege, dată 105, parcă din 2017. Dacă s-au avizat proiectul ăla cu... De asta nu știu, cu taxa de drumul și cu alea... Să lăuda domnul director de la Corul Servinței, la școli, la primării, la biserici, de niște lemne. Numai să plătim motorina la camioanele lor. Cine spunea? Domnul inginer de la Bacău. Directorul. Am mai fost de atunci? Ai? Nu, că l-a schimbat, cred că l-a vrut și l-a vrut și l-a cum nu l-ai mai văzut, așa nu l-am mai văzut. Asta. Am văzut de asta. E odată legea asta 105, parcă din 2017. Așa spune acum, 24 de în diametru. Deci, în cazul ăsta, trebuie să facem și cu directorul ăsta ce am făcut pe cealaltă, ca să fie de acord, nu lăsăm să intri pături, la aia vedem. Și să vină să schimbi dracu și pe ăsta. Păi încă să pun directorul la urmă, nu, dacă o să schimbi de la primării, să nu poți să cai pături și trebuie să cai pe urmă. Biserici. Da, dar să nu cu bani, bănuiesc tot. Măcar nu tai eu cumpăr de la mine, n-am înțeles. Față de cum erau un an anterior, 2.800.000, 2.700.000 metru cub, putregaiul de la Titel, măcar arma asta nu mai vedem așa ceva. Deci un lucru bun s-a întâmplat. Cât de pe sine, deja Titel a fost la Titel alea. De fapt, așa am acum? Da. Da. Dar ia uitați-vă facturile anterioare, de acum 2 ani, acum 3 ani. Cu 280 metru cub, cu trăgaiul de vreodată, care s-o semnat, toți s-o semnat, și preot, și director de școli, toți s-o semnat, cu trăgaiul alea, și se chinuiau cu centrale, se înfundau centrale. Deci față de cum au fost, trebuie să recunoaștem să o schimbăm. Da. Pentru că Titel, dacă nu avea cu ei să le vândă, era obligat să le vândă la noi. Eu nu am nicio treabă, el nu mă privește personal. Dar cine au făcut facturile alea și-au cumpărat toate cu trăgaiul alea, trebuia totuși să dea cu subsemnat. Sunt bățeți, dar nu se dea. Nu-i problema mea. Pentru Bacău. Cel puțin la Băbnășe, erau putregări, era făină, nu era lemn. Deci nu puteai să numești lemnă. Cum să-l pui pe toată? Nu, și s-a făcut plăt. 50 de lei. Am văzut că e afișat. Când? Și aia nu vin întrebați. Am dat în căldură și plouă. Aia care da banii din plinării și am vin întrebați. Nu, nu fac un genul. Cine se intreabă? Știi cum? S-a solicitat, a venit, a câștigat omul, a dus, asta e scoare. A fost o comisie de control. Nu l-a luat altcineva, asta e? Exact. A fost o comisie de control care... Măcar și-o fost mai bine. Și-o fost mai bine. Plătească comisia acum. Le-a plăcut lemnul. S-a plăcut lemnul, să l-am luat. Ați făcut recepte, a fost bine. Încheiem ședința. Încheiem ședința, vreau.
fiind depozitate toate proiectele de pe ordinea de zi, declar închisă lucrările ședinței. Vă mulțumim. O zi plăcută, diverse, dacă mai aveți nevoie, vă ascultăm.